Ciulică a venit să-i dau și lui desert cu frișcă și căpșună. Numai că lui nu-i dau căpșună. Lui o să-i dau numai desertul cu frișcă. Iată. A fost bun? Nu știu dacă s-a văzut acolo. Hai că uite, îți mai dau. Haide, tot. Haide, că nu mai poți o papio dacă ai pus lăbuța, dacă ai pus limbuța. Hai, vină acum. Hai că-ți dau. Știu, nu vrei să mănânci cu lingura. E bun desertul, da? Nadia n-a vrut să mănânce. Așa o învață mitica. A fost bun? Da? Mai vrei? Îți mai dau? Uite, mai avem aici. Mai punem niște frișcă. Am pus un pic aiurea, dar ție o să-ți placă. Eu o să mănânc căpșuna. Și Ciulie o să mănânce desertul. Puțin cam anevoios. Dar sper ca Ciuli să-mi țină companie și la cafea. Mi-am mâzgălit puțin. Ia zi, cum a fost? Foarte bun, foarte bun, mai vreau. Nu, gata, ajunge. Ți-am dat două. Da? Mai facem și în altă zi și îți mai dau, bine? Acum vrei să facem cafea? Vrei să facem cafea? Hai să mă împace. Am înțeles. Bine, eu am să beau niște cola cu gheață. Tu dacă vrei, ai apa acolo, uite. Vrei să bei apă, că ai mâncat desert? Desert cu frișcă, fără căpșună. Da? Mami, a fost foarte bun. Mă bucur că ți-a plăcut. Ce? Cine a mâncat cârnat, care am comandat noi de la Bringo și ne-a adus cârnat bun? A fost bun, am gustat din el. O să facem ceva bun din cârnatul ăla. Da? Spune pa. Acum vrei să-mi dai baba? Răbuța? Nu vrei, nu vrei. Bine. Pune la revedere, la revedere.
Vă mulțumim că v-ați uitat la noi cum am mâncat eu desertul ăla. Pa, pa!